Unde e tata totu? La unde-i Boc? Dorme! Boc! Sus! Sus! Sus că a venit un tiu Dodu! Da? Da! Oi, cum ești cu piciorul, bă? Ai zis că mergi și umbli să-l faci! Hai să fac pentru cel. Are capul meu. Sus, ancora și hai! Uite-l-ai! Da! Păi, uite, dar ce faci cu piciocurile la tine acolo la pat? Cu cine? Ha? Cu ce? Cu oala, cu piciocurile. Dar pe ce să fac cu ele? Mă, cu tine. Televizorul nu ți l-ai mai pus de acolo, te uiți? Nu e ăla. Ha? Nu e ăla, că ăsta e altul. Cu... ăsta e altul. Bă, grasule, bă! Bă, iară te iei de Boc, bă, iară nu ești ascultător, mă, grasule, bă. Ce să fac cu el, că e nebun. Mai are și el avioane în cap. Ce pregătești acolo? Îi fac la coptil, că... unde e coptilul? E la lucru. Păi și Buba? Dar nu stai aici, mă, omule, mă, nu ți-am zis că nu stai aici. Da. Bă, grasule, bă, dar te iei de el, mă, iară nu-i dai pace, mă. Lasă, o veni și o plâns, bă, că bă, l-ai țâmpat. Bă, dar plânge emoțional, mă. Dar ce botaneze e zic, mă. Ha? Da. Nu mă-n bec, aveți, iară stați ca și păduchi, mă. Pune două becuri, mă, să se vadă, mă, trage perdearele. Hai, bă, Boc, bă. Hai. Hai, du-te, du-te, stai, Dodule, acolo. Stai acolo pe pat. Să văd frigiderul. Păi, dar mai ai lucru cu unde l-ai adus pe aici, mă, pe aici. Păi, dar cum? Păi... mai ai lucru? N-am, n-am. Cofragul e gata, Boc. E gata. La fel, la fel, la fel. Bă, ai câștigat, mă, la păcă, la ăla, mă, și n-ai venit să zici nin nepoții. N-am hane, mă. Ce haine ți-ai luat? Ce ți-am luat, dar tu ce gândești, mă? Și trebuie să-l țin pe ăsta, că nu merge la lucru. Păi că nu vezi. Iară vorbești, mă. Iară vorbești. Că nu lucră. Ce haine ți-ai luat? N-am luat, mă, nu poți, dar nu mă duc. Nu mă duc ca vagabonță. Hai că să-i... uite aici. Asta dacă-i da mai mult de 30 de lei pe ea... da, îți... și mă cost că dau 1.500.000. Da, mă, dar l-am luat și pulover, l-am luat. Ce spre tine? Da? Da, sigur. Dar cum crezi? Uite-te, bă, și eu i-am pregătit haine de iarnă. Ce să-i pregătesc că dacă și-o luat omul, mă? Cât o câștiga grasule? 20 de milioane. Nu 20, nu tăie. Nu, 20. 20 da. Și 20 de lei de aia. De-aia și. Da? De-aia. Dar bine, mă, grasule, uite ce zice, bă, tată, ce tu, zice, că nu-l asculți, nu, îl sar la bătaie la el, mă. Hai, pace, mă, că da... bă, Boc, ce... sare sau nu sare? Ce exagerează omul, mă? Bă, zi din gură, nu da din cap. E blestemat. Ha? E blestemat. Și tu de ce nu treci la procedeul care te-am învățat eu? Da, nu pot. Ha? Nu. No, când dorme, rup de beat, nii. Bă, bota, dar din aia gre. Dumnezeu m-a ajutat. Auzi aici. Îți spui drept. Zi. Că nu îți ascund. Treaba lui. Am avut 7 milioane bani în job. Așa. Fără ăia. Dacă am avut 7 milioane, o să dăm să mă duc la Reni. El. I-am dat 2 milioane jumate. Bun. O venit înapoi,
De ne-a luat și pe hăia la o pierdut. O pierdut. O trebuie să-i întoarcă și ce ai zis, decât în gaură de tot mai bine. Am luat fără bani, mă. Am avut chit de chit, iar nu spui în bază. Și zic, mă, am făcut un bilet. Sau mă, da dacă Dumnezeu îmi dă bani. Câte meciuri ai pus, bă? Că de 2 lei l-ai făcut. Câte meciuri ai făcut? De 2 lei 50? Pe 14 bucăți am pus. 14 meciuri? Da, și eu nu stare să prind. Da. Și-am plătit. Și aveam datorie, gazul, 3 milioane să plătesc. Și așa mai departe. M-au nenorocit ăsta. Pe jos. M-am uitat numai ce. Și zic, fac biletul ăla. Nu mă văd că îmi pică pe fiță. Arsenal X2 am pus, Atletico Madrid am pus 2, am pus Stuttgart 2 și am pus Padova 2. Le știu, mă. Nu m-am mie mi-ai dat punturi de-mi băga 70 de milioane. Nu auzi, mă, nu. Dar zi, mă, George, n-a zi. S-a prins? Da, da. Bă, dar uite-te, mă, bă, ce host ești, mă, Bog, mă, zici că e agresiv. Uite-te că face de mâncare, spală. Că-i trebuie. Că-i trebuie. Că-i trebuie să-i faci. Trebuie să-i faci, dar munca nu servește. Ce mă fac? Stai, Dodule, acolo. Stai, mă, George, acolo, mă. Dar nu stai în picioare. Adă-mi și mie scaun. Ia acolo, nu este scaun. Stai liniștit. Ce vrei să faci? Dacă nu vrei, te mă spătesc cu el. Du-te-mă la lucru. Stai acolo, Boc. Du-te-mă. Stai liniștit acolo, că mi-aduce scaun, stau acolo jos. Du-te-mă și la lucru, mă. Așa, până să face ăla, grasul. Nu stai acolo, lângă tată. Dar tot. Nu pot. Eu nu pot să-l țiu, mă. Eu spui clar. Nu pot să-l țiu. Că n-am cum. Bine, George. Mă taci, mă, dacă. Auzi, mă, te taci. Dar cum să fii tu din tompează de 20 milioane aici la bloc? Zi! Mâncaș că nu-ți vine, mă! Zi! Așa, grasule! Pe cum? Cum cafe, să fii? Numai, dacă dai eu 3, nu mă, bai cafea? Nu, bă! Nu bai nu, cafea? Nu, bă! Numai de-aia, 3, nu! Nu, nu, bă! Dai că vine Pipi și-ți face cafea! Nu! Că vine Pipi acasă, mă! Bă, grasule, hai mă stai un pic acolo jos să vorbesc cu tine. Fii atent aici. Tu știi cum v-a crescut Boc pe voi? Dodule, cum v-a crescut? Tăt. Banii care îi făcea. Porci, găini, cocoși, oi. Merela, nu râde. Merela aur să risca, merela lucru de noaptea, l-a măturat de noaptea, merela și vă, mă, numai ca să o duceți bine. A? La carbochim. La carbochim. La 60 de grade de căldură. Cine stătea acolo? Grasule, și tu acum îl iei în repriză pe Boc, îl disperi, are om o vârstă, la asta îi trebuie liniște. Cum să ai 80, mă, ăsta? 79, mă. Măi, băi, 79. Tu te-a țar câte-o... Ba, nu mă după 80, dacă... Așa, dacă l-apuci. Dacă l-apuci. Ți-am zis că tu faci 102, bă, 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 tu faci 102. Încă ați mai trăi, încă vă 10 ani. Dacă te lasă în garsonieră singur. Nu, că cumpără Nadia. Eu i-am spus. Și cumpără Nadia încă o garsonieră. Da, mă, cumpără garsonieră. Ție îți cumpără? E. Unde? Acolo cu... la Pipi, cu tentul, cu aia? Acolo vrea să cumpere. Eu am zis că îl las. Dar de unde au ăștia atâția bani? E, dar eu ajut cu 3.000 de euro. Bine, mă, până la prețul final... Dar nu contează. Are Nadia, dar... E, dar nu știu ce s-a... Eu am spus și am un total. Ce te faci? Că nu ești stare să-ți câștigi o chită. Cine, păi, grasul? Iară povestește ăsta, că mă doare capul de el. Tu nu vezi că e în Moncler îmbrăcat? Da. E în Moncler grasul îmbrăcat. Uite-l lui Bălan. Dă bani, eu dă bani. Dă-ți bani, mă. Să mânce și ei, mă. E, mânce și ei. Să tu n-ai tu. Bă, de la noastră s-a mâine. Hai, de la mâine.
niciun de popoită mă, dacă și eu când eram în vremea mea, pe mine nu mă ciupe nimeni să le dau. Nimeni! Da. De la noi nu luau țiganii. Atât. O zis un ciu, o zis pe foaita noastră îmi tăiau în tăți, o apătuși mai. Da. Tăți. Ce zic? Asta e... Dar tu ciupei? Ce? Păi de putem ne ciupem. Păi n-am furat, n-am robălit, n-am făcut. Tot ce s-o putut pe lume. Am făcut. În viața mea. Pe tatăl s-o nu, l-am înșelat. Da. În ce blid îți spunea să mânci? Ce? În ce blid îți spunea să mânci, zamă, cum e? Zice, Nină, nu pune blid de la dânc. Pune lat, să nu margă zamă multă. Mare banditul ăsta. Mă, curajul său, mă, eram tânăr, mă, când m-am făcut casa. Că l-am tătăț la mortul cu bifurile și... Când era la mâncare, nu-mi vedea nici mâncare. Eu mă duc să-ți iau apă. Vedea apă minerală. Nu, mă, nu, cam bă, nu-mi trebuie nimic. Bă, Ștefane, uită-te că aici nu ai curat să recunoști, nu zici de el că ce face. Face rău. De ce? De ce să-l ascund? Că asta-i dreptul. Dacă nu vrei să servească munca. Mă, omule, că nu înțelegi? Țâni-l, mă. Ha? Țâni-l până trăiești, țâni-l. Eu? Doamne feri, mă, mai bine mă duc și mă spânțuri, decât să-l ciupă el. Dacă nu e la de acasă... Dar cartofi de ce n-ai pus? Că am văzut cartofi acolo jos. Dar nu, că ăsta nu mâncă. Nu mâncă că? Bă, George, dacă nu e acasă... Și cu un pic de pătrunjel. Păi nu se mă duc când aici, mă duc și mă cărți. O las și carnet. Gata. Dar ce să fac cu el? Permisul e conducere? Bă, nu-l meri! Ține-l tu! Să vie bunicul s-o cât ce-l premiază? Nu se mă vezi de treabă. Bunicul s-o. Dar și tot, nu-i casa mea, că e casa lui. Casa lui. Asta? Da, asta. Asta lui. Dar nu zici că m-am dus la Nadia de o zile și m-a scos afară și în casă. Cine, Nadia? Eu. De acolo? De aici. De aici? Pedeapsă. Dar ce am făcut? M-am dus acolo în părăgaz, fără nimic. Ce am făcut? Și-a stat două zile. Singur, ca cucu. Ce nu trebuie. Dai să văd acolo, vin țigările. Nu te mă vezi de treabă. Se contra mea. Fă, râzi, chizgă. Ce-o sunt? Da. Adevărul, Dodule. Că așa se măi. Mulțumirea. Toată mulțumirea lui trebuie să-i o dea ca ăștia căsă. Bă, George, nu spui lui? Lui, la Grasu. Tu nu știi situația. Român. Că a pus casa pe el. Fostul lui socru. Nu mă, lasă-mă. Fostul lui socru, nu-i drept, Grasule. E o gira pământul. O gira pământul pentru apartamente. Bine că după aceea au plătit tot. Dar atunci... Dar nu-mi trage din pensie, nu știi, nu vezi? Da. Cât ai pe câte datorii? Bine, mă, am 2,5 miliarde la pe capul meu. Dar pe trăiesc eu. Biletul de tramvai cât ai de plătit? Bine, mă, lasă-mă cu tramvaiul, mă. Dă-mi pace. Eu aș trăi, cum am zis și astăzi, aș putea să trăiesc ca banul, mă. Ca banul. El să mă scrie pe mine. Nu eu să-l ciup pe el. Dar pe numai eu să te lăs. Ce să faci cu bani? Dar ce să fac cu bani? Și bătrân și bechea. Dar nu-mi ajunge banii, mă. Pe alțeală coponul de pe am 12 milioane, ce fac cu ei? Pe la el macaroni și... de ăsta, cum o cheamă, niște brânză de burzum și ați dat 500 de lei. Pe ce vreți? Ce-i scump pe viața? Dar tu cât ai gândit că pun gândit macaroni de lei? Pe să-l ciup eu om bătrân, mă. Atunci, Ștefanie, dacă nu vrei să-l ții, mută-te, înțelegi, calculezi cât cheltui tu cu el. Mult. Pe lună, cât? Mult. Cât? Mult. O sumă. Îți fău eu. Cam în jurul, îmi trebuie așa, să stau aici, să șed, ok, cam 8 milioane pe lună. 8 milioane, atâta-i chiria, acolo. Unde? 8 milioane. Atâta-i... Mai mult. E 8 milioane, las că știu eu. 8 milioane, Pepi cu atâta
atâta. 8 milioane plătești chiria și te scoli când vrei tu și te culci când vrei tu, fără să te deranjează nimeni. Corect, mă, eu am zis că dacă nu mă bag la zil, mă bag la zil. Dar nu te iei, mă, la zil, mă. Auzi aici, mă, mă bag la zil, mă. Bă, grasule, bă, dar nu-i de râs, bă. Dar nu-i de râs, bă. Băi, ne poate, auzi aici. Îți bag joc de el. Să plâng eu din fața lui. Uită-te. Păi, mă. Să plâng eu mai de ori din fața lui. Hai de mine, mă. Așa-i, mă. Ce face cu tine? Păi dacă își bate joc de mine. Bă, grasule. Am ajuns, am crescut. Fii atent aici. Vezi că scot pe voi. Vezi că scot pe voi să vie de la poliție aici, ascultă-mă ce spun și dacă nu te bagă la pușcărie, fii atent, pentru terorizarea părintelui. Nu o da cu cârgea în cap, mă. Nu o da cu cârgea în cap el. Și mă prins de părete și mă izgâne. Grasule, mă, nu-i voi să... Bă, Ștefanie, și atunci tu te chem să faci ce ți-am zis. Mă, omule, eu nu vreau să... Bă, odată faci a doua oară, nu mai face cu tine. Odată mă lăsa, am luat cuțitul și am zis, bă, fac crimă de omul. Ce mor? Dar lasă-mă, mă, mă împace, omule. Că am diabet, bă, dar toate astea când le face? Când bea? Când le bea, de ce ieși, suge mai în pulă, ieși, amară. Aici să nu, du-te-n pot și te culcă. Auzi tu, mă, atunci trebuie să fim poliția. Dar ce să fac la bă, omule? Casa lui, proprietatea lui, eu nu am dreptul. Adevărul. Bun, și de ce n-ai stat acolo la Nadia? N-am gaz acolo, n-am nimic. Și departe, mă. Departe de ce? De sălile de pariuri? Nu, mă, e departe de stație. Că e de la Ghița mai încolo. Sus pe deal. Păi trebuie să mânci o chită până la... Tu ești bandit, Ștefanie. Da-ți bandit o pulă. Tu ești bandit că dacă vrei să rezolvi situația, era altcumva. Nu puteam nici cum. N-am cum. Nu am. Atât am, cum să zic, sprijin să vedem dacă fata asta îmi ia garsonieră. Dacă nu, mă duc la Colomărăș și mă bag la azil. Bun, de ce nu te bagi la azil până ce-ți ia garsonieră? Mă, omule, acum stai să vedem. Bă, Ștefanie, ascultă-mă, de ce nu meri acolo? Nu, Dodule. Lasă-mă, mă, omule, mă. Păi dacă, mă, Dodule, mă, dacă stă în teroare, mă. Mai trece. Păi dacă stă în teroare, mă, omule, mai îngăduie și el, știam că vede că care treaba mai... Mai dă-i și lui ceva și... Ce să-i dau, mă, dar nu-i dau, mă, omule, mă. Păi să-i dau de ori? Plătești chiria acolo, 800 de lui, 5-6. Bine, lasă-mă, mă, eu mă ține ca chiriaș, măi. Nu. Păi dar de unde, mă, de ori? Am 12 milioane pensie. Ce bani să ia? Pula mea, 12 milioane. Păi chem, mă, dacă ești pocăin. Că-mi strângi pe mâncare 1 milion. Strângi, n-am altă jumătate de oaie. Am dat-o că nu, mă, n-am putut să mânc. Pula. Păi după ce iei o jumătate de oaie, dacă nu poți să mânci? După ce iei o jumătate de oaie? Am luat cu semi oaie, 6 milioane. Am luat. Semi poate să mânce, că ăla mâncă. Muierea lui mâncă, copiii mâncă. Nu, dar aici, grasule, tu mânci oaie. Da, pe numai când... Și ce ori din ăla, când îl fac în el, atâta. Atât? Eu bă, eu nu s-a creat de copii. No, nu s-a creat. Da, zice. Da, mă, nu s-a creat. Păi după aia zici că de ce să ia cuvântul de bă, tine? Bine-o zis mama, mă, nu sta cu țăganca asta. N-am ascultat. Dar nici bine n-am umblat. Am alergat o viață pe de-a pula. Aia, bine faci că n-ai copii. Aia. Merem până pe... până mangarea merem și aducem marfă și bindem. Și la... aia, cu gumă și cu geaze mereu. Umblam și-am vândut șamul ăsta. Păi degeaba. N-am... Nu-s bucuros, bă, să zic, să mă... Să am și eu... Bă, Dodule, ascultă-mă ce spun. Ăsta, dacă pică la pat, nu-l ajută nimeni. Acolo moare, în pat, tișa și căcat. De ce nu asculti de mine? Măi, Simon, am în fata mea auzit așa, Nadia, stai cu minte.
tată, stai până în decembrie. În decembrie viu acasă. Era lucru, Silviu. Și eu? Am fost de garsoniară. I-am cumpărat pulpe, să-i fac copii. Eu îi dau 3.000 euro campanii, sunt acolo distant. Na. Să-i dau, să o ajut. Și mă las acolo până când trăiesc. Mm-hmm. Mă mai bine ce vrei. Nu-i bine? Nu. E bine, dar... Dacă timp la mea, cum să ce faci? Ce să fac? A venit el și mi-a băgat o femeie și m-a ajutat. Da. Că tot sprijinul el nici. Altcineva nimeni. La asta ei bagi o femeie să-l ajute, să dă la ea. Domnul ascultă ce spune. E aici, Nelson. Poți să am. Zeile. Nevastă Silvie? Serul Silvie. Na, bine. Bine. La tău l-am dat. Ce sun eu? Bani. La tău. Bine. La tău scopul. Las că vorbesc. Că vine acasă. 70, 60, 70 milioane l-am dat. Tăți. Ia aici în față. Ce să-l dau? Ce să-l dau? Ce să-l dau? Grasule? Dacă îi bag femeie să aibă grijă de ea, să dă la ea. Oponește, mă, oponește. S-a întâmplat ceva, fază, identică? Da, cum? Dar ăsta umblă după muier, nu-i trebuie. Nu-i ne pace, mă, umblă după poate muier. Poate muierile la cură, duceai să mai la femeie. Dar deșeamă, numai nu, că nu. Așa. Să te mie, mă, îți dă să iau de mâncare la copte. Bravo. Cât? 500. 500 i-am dat eu, 500 i-am dat la Mona. Și ai mâncare la copil pe care e ceva lucru. E bine? Bă, e bine? Nu-i bine. Nu-i bine. Ștefan, pe cine ai invitat să merg la Felix cu ea? Cum? Pe ce femeie ai invitat să merg la Felix? Ha. Cum? La Felix, auzi, ce zice grasul? A, la o vecină. Poate de cur, prinde de cur. Da. Cui? Ai vrut să merg la Felix? Bă, vrei să merg la Felix? Nu, vrei să ce? Aș trăi mult și bine. A, dar aș ce trăi să facă? Că... Da, am el. Dar cum? Nu. Dar cum? Am una că nu pot. Nu mă face că mă aude televiziunea. Am el. Dă-l în pulă. Dă-l în pulă. Dar cum? Nu știu că e brechist. Am să mă pune greș. 0-1. Nu? Mă pun pe lângă muier. Acum al calor. Da, bă. Bă, grasule, lasă-l, mă, dă-i pace. Cât? Pe nu-i are nimeni treaba, că vine și ce-mi face. Pune tântă ziua pe televizor, pe teletez. Nu te poți uita la un film, nu te poți uita la... Bun, și de ce nu iei un televizor acolo? Unde este eu? Cam vreau să-l fac m-aș la televizorul ăla, că veciu m-aș bucura să lucrez. Pune-l în televizor să stai acolo. Dacă te uita să uite pe pareu, pune-l și pe urechi. Pune-mă, omule, mă, televizor. Ce? Bate-te cu el. Pe mai am eu nimica, omule. Eu vreau să muncească. Păi dacă nu muncească. Ce e, Ștefanie? Cafea? Hai să-i duc. Cât ai glicemia? Cât are glicemia? N-am. 120. Păi nu mâncă. Nu mâncă. Nu, nu și-o l-ai atâta tablă de sclăină poplicată. Nu, e bună? E bună? Corect orat? Corect măne. Eu nu iau, măi. Uite mă că era să mă duc la spital. Mențion, uite ce acolo. Asta e bună la diabet? Asta a cumpărat-o el. Da. Ștefane, cât... Tu și pentru ei ai cumpărat. Păi, dar eu mănc așa grasă, mă. Ești nebun la cauză. Ce faci tu, mă? O mâncă. Bă, stai că te-o pierd eu. Bună, am folosit. Ce mă? Morată? Nu mănc. Bine. Da. Da, mă mâncă. Ce e? Pe unde e oaia? Ei, fasole verde. Uite aici, fasole verde. O oală de fasole. O oală de fasole verde, poftim acolo. Ce vrei? Tu îți faci mâncare? Eu îmi fac mâncare. Carne nu mai are că o dată. Lasă-mă, n-ai venit. Îți spăla sarmalile, domnule. Murei.
N-ai venit atunci. Le-au spus din oală de la fiert, fierte, erau sărace și le-au mai spălat, le-au spălat încă o dată cu apă să iasă sarea și le-au pus iară la fiert. Am pus. Altă zahăr. Mai, George, am luat după... Că Ștefani mi-a pus numele, că Hector, lasă că spui eu. Asta am văzut în jale, alcoolist. Câte să spui, trei? Trei. Nu, trei linguri de zahăr. Trei, că nu s-a casă spate cât și șase. Un chei de zahăr nu mi-a ajuns o săptămână. Da. Și zice că are 120 de glice. Hai cu mine. Asta-i grău. Ce? Cu chelea în cărș, cu zahăr nu-i mășă. Tu-ți dai seama? Ferbinte clocotită. Mai pune un pic. Lasă că-ți ajunge. Lasă, mai pune apă, măi. Hai, Doamne, fere. Uite că mă vinde, faceam un iepure în locul tău. Un iepure? Da, nu? Iar mă nervez. Iar mă nervez, că ai zis... Le-a părut bine ca în coptie. Da, o să mai fie fucea o capră de cât s-a mai de pe mine. Da. Da. Ce să fac? Norocul m-a bătut de la Dumnezeu, mă. Are voie, urciule, să se duce la pariu, dacă e pocăit. Tu îți dai seama că eram în gaură în 8 milioane, în 10 milioane eram în gaură. De-aia e nervos. M-a tăiat ăsta. În 10 milioane eram în gaură. Dumnezeu m-a păzit, mă. Dumnezeu ți-a dat salicii. 2,50 lei l-ai pus, mă, Ștefanie. Ce? Biletul, nu? 3 lei am pus. De 3 lei și ce-o tras ăia? Și-o câștigat pe... 25 de milioane. Bă, dar ați văzut ce-o pățită Andrei, mă, copilul Lubeschi? Ce-o pățită? 19 meciuri o pus. 19 meciuri, nu știu de cât l-o pus, 19 meciuri și făcea 2 miliarde. Auzi, o mai pus, nu știu, de unul de 10 lei și unul l-o pus de 5 lei, ăla-i făcea vreo 800 de milioane și auzi, după el, doi colegi de-a lui, săptămâna trecută, doi colegi de-a lui au pus și ăia biletul, la fel. Și auzi, un singur meci au pierdut și nu i-a dat că nu a avut 21 de meciuri. Nu i-a dat bonus. Supliment. Și cât i-a dat? Nimic. Bă, omule, lua 3 miliarde lua copilul ăla. Avea apa aia, mă. Ce răbdare. Tu-ți dai seama, un singur meci au pierdut, mă. E, l-am pierdut, mă, stai că m-am avut încă una. Da, nu. Vezi cu ochelari, fără ochelari. Văd. Da, uite, am unul dat bonus 80 de tăzi am jucat. Da? Ha. Parează ăștia pe telefon, domnule. Auzi, băi, am avut una din Germania, bă, în joc. Lasă-mă, Ștefanie. 41 de milioane, mă. Lasă-mă, Ștefanie, meciurile, bă. Uite-te cât are aici. Lasă-le, am un pula ta. Cât am? Că eu nu deam un joc. E bine, mă, e bine. De 60 de ai. Câte bilete ai? Pui, maică, aia le-s puțin, aia le-s puțin. Mama, da, trebuie să prind. Da? De cum? Ești în mână. Ești în papelie. Dar nu mă las de ele, mă, degeaba. Astea m-au scos, astea am făcut și cimitir la mama, la muiere, fundații, tot. La doctor m-a ajutat și el și-a făcut. Îl spui. N-am avut 500 de lei, 50 de lei să dau la doctorița. Eu l-am avut 100 de milioane. Bancheș! Zic că te-am, mă, dăm 50 de lei, până ce iau pensia să... Nici el nu a venit pe la mine, eu nu știu să-l sun, că când zic că trecea, mă, sună pe nepoțul. Păi n-am puncte. Zice că n-are puncte. Mă înțelegi? Și nu mi-o dat. Omor sunt drag și eu cântat unul la cetele și au țipat banii pe jos, te țigani au luat banii. Când au venit acasă, au venit furtut în cur, nici țigări n-au avut. Și tată, dăm să iau țigări. Pe bine, mă, costă de milioane, mă. La cine ai fost în drag acolo, mă? La au luat Sebi, muiere cu Sebi, s-o dus. Și au încărcat, au încărcat 300 de bagaje de bere, el. No, tot averea lui s-a dus pe pulă. No, ce faci? Că zici că să-l ajut. Ăsta nu a rețepit.
Am avut noroc cu el. Și am noroc cu el. Am o ceperează, stai cu minte că am o ceperează. Lasă că... Mă, pune tu vreodată pe sănătate. Ți-am cerut eu vreodată bani? Nu mi-ai cerut niciodată. Dacă vrei el să-mi dai, îndă. Dacă nu, am o astăzi o nu l-o obligă nimeni. Astăzi o primești nimic astăzi, că mai câștigat. Am înțeles liniștit. O câștigat, nu a venit, bă, cu o ciocolată, bă. Că, bă el ia o ciocolată, că da. De câte ori viu. El da. Zice, zice către el, bă, nu mi-ai dat bani la bocare. Pe dacă ai, mă. Auzi? Dacă ai, de ce să ceri? Dacă n-ai avea, zice, da. Stau acolo nebjos și nu, n-am fost, eram bani, n-aveam bani, aveam bani, dar nu... Așa e. Am câteva sute de lei și am un prieten care mai îndrăgea la vreme când închidea. Câte 10 lei. Îmi pare bine. Și îmi dea la vreo 600 de lei. Bine, mă, m-am gândit. Ăsta? Ce înseamnă să își pula, mă? Ia-și duce și te culcă și mă țupat. Eu părut rău că unde dea românul bani. E dacă e obțet, tu stai aici lângă mine, stă. Ce așa stă? N-am ucenit. Era ghinion. Ghinion, nu? Da, ui, dar ucenitul ăsta lângă el. Nu, nu. Și ce zice? Dau mi-e de să nu închidă gratul, să închidă ăla, să-mi dai mie. Bă, dar și eu, auzi, mă, măi, Simon, și eu prost, dar cum îmi fute mie capul? Știi, da, Dumnezeu nu m-a lăsat. Îi dau 250 de euro, costă mere în Italia, la lucru. Ți-am dat înapoi, să nu ocupa aia să zici că nu ți-a dat banii. Fii atent. Că nu s-a dus, că nu i-a plătit ala numai o dată în lună. Și încă pachetat și nu știu ce. Da. Uite, ai zis că n-are bani. Da, eu i-am dat. Da, și mă, că tu nu știi tu jebul meu, mă. Da. Dar cu tine trebuie să mă fac că zic că n-am, ca să-mi dai. Du-te, mă, că la ce zi ai obținut o franjelă. Nu, du-te, mă. Da, păi-s cu biletele la greu. Ce meciuri ai? Pe când le-ai pus astea? Astăzi. Atâtea meciuri sunt? Atâtea, sunt alea din Liga Campionului. Ah. Dar pe tot pe ăsta le joc, pe ăsta 2,5. Da? Că nu le pui să... Aha. Urge pacoste pe capul meu. Dacă scăp, deci asta am scăpat de lagăr de la pușcărie din Loarău. Cum am scăpat asta tot. Dacă scăp de asta una. Și mă duc și... Bă, dar unchiu Dodo a fost în lagărul de la Ruș? Da. Și unchiu Honi? La Ruș. Patru ani. Patru ai? Pe front. Ai de cap. Și unchiu Honi, nu? Nu. Dar... Du-te, mă, și-a scăpat unchiu Dodo de acolo. De acolo eu, dar... Nu, lasă, că e bine. Da? Lasă, că când... Auzi, mă, când o post, că am dat... Unde s-a arăt la o cafea? Casa la... Inginiera, mă, la inginer. Da, stai așa, să-mi dai numărul de